Funcționează. Doar o secundă. Capăitele. Cum dispoziție? Bună dimineața. Nu v-am auzit. Dispoziția e bună sau nu? Da, iată. Mă bucur. Dacă îmi permiteți două secunde ca să ne organizăm, am o mică chestiuță tehnică de dimineață, dar sper că o rezolvăm pe parcursul zilei. Îmi spuneți când sunteți gata dumneavoastră. Voi sunteți gata? Da. Și voi? Eu aștept de la voi un semnal. E bine? Ok, nu vă rețin foarte mult. Începem! Dragi locuitori ai municipiului Chișinău, stimați reprezentanți ai presei, azi aici și acum anunț începutul campaniei pentru poziția, pentru funcția de primar al municipiului Chișinău. De ce mă implic în această campanie? Pentru că de-a lungul anilor, Chișinău a tot avut primari politicieni, primari preocupați de integrarea europeană, primari preocupați de unirea cu alte țări, primari care stând în biroul de primar visau să devină președinte, sau primari care așteptau indicații de sus ce, cum să facă. Cui să-i semneze ceva, cui să nu-i semneze pentru a se menține cu orice preț în funcția în care erau. Am avut primari care au transformat primăria în filială de partid. Am tot avut primari care nu aveau timp pentru noi, pentru chișinăuieni și pentru problemele orașului. Iată de ce unele lucruri au degradat și au degradat substanțial. Pentru că nu s-a reacționat prompt. Am avut situații când am fost pur și simplu folosiți pentru nevoile lor. Nu vreau să vorbesc despre ce au făcut ei. Pentru că toți au văzut și pot să vadă și astăzi ce este și cum este în Chișinău. Cetățenii le vor da toate aprecierile și tot ei îi vor judeca. Eu vreau să fiu un primar dedicat orașului 24 din 24. Repet, vreau să fiu dedicat orașului 24 din 24. Voi fi primarul care să știe să comunice cu Consiliul Municipal și să convingă consilierii să susțină proiectele care rezolvă problemele oamenilor. Voi fi primarul care ia decizii și își asumă răspundere în anumite situații, chiar și toate situațiile care sunt uneori de criză. Vă asigur, voi lua numai decizii care vor face Chișinău un oraș unde să vrem să trăim cu toții. Voi fi primarul tuturor locuitorilor municipiului, indiferent de preferințele politice. Voi colabora cu primarii din toate țările pentru a aduce noi experiențe și proiecte care sunt necesare municipiului Chișinău. Indiferent de preferințele politice, pe noi, pe toți ne unesc problemele orașului în care trăim, pentru că uneori ne fac viața insuportabilă. Cu un angajament public propriu, dar și al întregii echipe, voi veni în scurt timp pentru a-l prezenta. Mă refer aici la faptul că ne vom concentra în exclusivitate pe subiectele legate de administrarea orașului. Cu toții vrem să avem curți amenajate, comode pentru maturi, terenuri de joacă pentru copii, vrem să avem drumuri bine reparate, vrem ca orașul să fie curat și verde și nu vrem în fiecare vară să simțim mirosuri. Astăzi, locuitorii capitalei simt mirosul
lipsei de bun simț al foștilor conducători ai primăriei. Vrem să avem transport public sigur și bine organizat. Vrem ca grădinițele și școlile din Chișinău să fie locul unde copiii vin cu plăcere. Iar învățătorii și educatorii au tot necesarul pentru procesul educațional. Grădinițele și școlile trebuie să fie întreținute de primărie, nu de către părinți. Vrem instituții medicale bine echipate și reparate. Învățătorii și medicii, educatorii și asistenții medicali trebuie să fie siguri că vor avea un salariu decent și să nu se teamă de ziua de mâine. Toate dorințele noastre sunt firești. Nu ne dorim nimic ieșit din comun. Chișinăul trebuie să fie visul și speranța tinerilor. Chișinăul trebuie să fie locul unde tinerii își pot găsi un loc de muncă stabil și bine plătit. Locuri de muncă care le permit să-și creeze familii și să-și construiască aici case, apartamente, acasă. Știu, la toți apare întrebarea, de unde bani? Vă răspund din experiența mea de consilier municipal. În primăria Chișinău nu a fost întotdeauna foarte mare deficit de resurse financiare. În schimb, primăria Chișinău, de-a lungul anilor, a avut un mare deficit de bun simț și de responsabilitate, de viziune, de dezvoltare și de dorință sinceră de a face ceva din partea celor care au stat în fruntea primăriei. Afirm asta pentru că am confruntat acest deficit de bun simț și de viziune. Am confruntat deficitul de bun simț ori de câte ori veneam cu proiecte obișnuite de îmbunătățire a condițiilor de viață a orășenilor. Condamn cu vehemență asemenea atitudine care este împotriva locuitorilor municipiului Chișinău. Deficitul de bun simț i-a împiedicat permanent pe managerii Chișinăului să prioritizeze corect investițiile. Prioritizarea se făcea nu după nevoile orașului, dar după nevoile personale sau de partid. Vin la primărie să determin schimbarea Chișinăului, să determin transformarea Chișinăului în locul unde să vrem să trăim cu toții și unde vor dori să trăiască și copiii noștri, ai tuturor. Chișinăul trebuie să fie municipiul străzilor curate și curților amenajate. Chișinăul trebuie să fie orașul copiilor fericiți. Municipiul școlilor și grădiniților bune. Voi fi primarul care construiește Chișinăul de mâine. Și vreau împreună să măsurăm progresul în dezvoltarea orașului nostru. Voi depune tot sufletul și toată energia pentru a dezvolta Chișinăul și pentru a face viața noastră în Chișinău mai fericită. Trebuie să remarc faptul că anul trecut, în timpul campaniei electorale, mi-am asumat unele angajamente pe care mai mulți le considerau imposibile de realizat, timp de un an. De la terenuri de joacă și sport până la amenajarea parcurilor, de la sporirea suportului social până la transparentizarea activităților în primărie. Cu un raport amplu în acest sens, voi veni neapărat în cel mai scurt timp. Vreau să spun cu fermitate. Voi munci dedicat, pentru că anume Chișinău e orașul unde vrem să întâlnim și eu personal și dumneavoastră, probabil, bătrânețele și să vedem copiii și nepoții noștri aici, acasă, sănătoși și fericiți. Știu ce poate fi făcut. Știu cum să fac. Am nevoie doar de încrederea dumneavoastră. Vă îndemn să votați pentru Chișinău în care fiecare dintre noi trăiește bine. Un Chișinău pentru toți, un Chișinău pentru tine. Eu vă mulțumesc și dacă sunt întrebări, sunt gata să vă răspund la ele. Eu am votat pentru domnul Andrei Năstase în calitate de ministru, pentru tot guvernul care este astăzi în funcție și în continuare... Dacă să fiu foarte sincer, deja ar fi bine să mă concentrez pe această tematică legată de oraș, dar vreau să zic că am încredere în acest guvern și îl vom susține și în continuare. Dar aici aș vrea să pun punct pentru subiectele legate de alte chestiuni care nu țin de oraș. Eu vreau să vă zic că în această campanie mă voi concentra în exclusivitate pe subiectele care țin de municipalitate. Asta ține de oraș. Și vreau neapărat ca... toți cei care participă în aceste zile, în această cursă electorală,
să discute despre idei, despre programe, despre cum putem îmbunătăți. Și, într-adevăr, această campanie electorală să fie una bazată doar pe discuțiile despre cum rezolvăm întrebările care sunt în municipalitate. Totuși de la miros urât și finalizând cu drumurile. Totuși despre această declarație, pentru Chișinăul, e vorba de primărie. El se referea că dacă veniți la cârma primăriei, atunci Moldova... Eu cred că am un program foarte bun și pot să conving pe fiecare care vrea să încerce măcar să asculte că putem face lucruri bune aici, cu toată lumea. Domnule Ceban, în această campanie o să-l așteptați pe domnul Năstase la Arcul de Triumf să organizați dezbateri? În această campanie sunt gata să dezbat cu oricine subiectele ce țin de municipalitate. Neapărat voi participa la dezbaterile publice care vor fi organizate de televiziunile pe care le reprezentați. La Arcul de Triumf? Știți întotdeauna că am fost cel care a venit la dezbateri, nu am evitat în acest sens participarea la vreuna din ele. O să vedem, cu Arcul de Triumf mai vedem. Vedem aici mai mulți tineri, maiouri, simbolica partidului, nu sunt la școală, nu sunt studenți, de ce sunt prezenți aici astăzi? Da. Nu sunt sigur dacă este simbolica exclusivă Chișinău, de partid. În acest... Iată, văd o fetiță, da, chipiu, nu sunt minori? Nu cred că sunt minori. Vedem dacă există vreo problemă legată de școală, dar eu vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt aici alături de mine și ne susțin în această campanie. Eu cred că puteți să vă apropiați după asta și discutați cu ei. Elevă și se prezintă astăzi, acum, am menționat. A zis că e studentă, dar în fine. Elevă, apoi student. Ok, domnule Ceban, da. Am vrut să vă întreb, vedem pe pagina dumneavoastră de Facebook mai multe postări privitor la activitatea primăriei. Așa. Și vreau să vă întreb, sunt niște realizări ale primăriei, dar le atribuiți PSRM-ului. Eu neapărat, în cadrul raportului pe care îl voi face, voi prezenta detalii la acest subiect. Pe moment vă spun următorul lucru. Dacă veți lua programul electoral pe care l-am prezentat anul trecut, veți vedea că sunt foarte multe lucruri pe care le raportez la momentul de față. Trebuie să înțelegem că în primărie, Consiliul Municipal determină prioritățile de finanțare a proiectelor publice și totodată se implică în realizarea acestora. Și iată aici vreau să zic că o bună parte din colegii noștri din primărie au fost convinși să voteze proiectele propuse și inițiate de PSRM. De exemplu, terenurile de joacă. De exemplu, terenurile de sport. De exemplu, amenajarea parcurilor. De exemplu, multe alte chestiuni care țin de suportul social. Sunt proiectele noastre și în acest sens nu este altceva decât o raportare la ceea ce facem nemijlocit. Repet, nemijlocit. Consiliul Municipal Chișinău este cel care determină prioritățile pentru finanțare, pentru proiectele și programele care se realizează în municipalitate. Nu e o campanie camuflată? Într-un fel, vă faceți campanie din proiectele realizate de primării? E o interpretare care o dați dumneavoastră. Ar fi în felul următor, Natalia, dacă îmi permiteți. E o știre pe care o scrieți dumneavoastră, cap-coadă, și e dată la postul de televiziune și eu zic că e doar o apostolului de televiziune. Nu, este un lucru comun, făcut absolut de toată lumea în acest sens, dar prioritățile vin de la cele pe care le-am formulat noi. Ați menționat că o să vă dedicați 24 din 24 de ore primării. Pentru familie nu o să aveți timp? O să am timp pentru familie. Eu încerc să, chiar dacă este complicat, mai ales în această perioadă, să îmi dedic timp special activităților cu copii și familie, dar credeți-mă că nu este atât de suficient cât mi-aș fi dorit. Cu regret. Pagina dumneavoastră de Facebook, vedem că este sponsorizată, scrie publicitate, reclamă. Cât va ajunge salariul de deputat pentru a vă face publicitate pe Facebook? Eu cred că toate întrebările de acest tip, pentru că există pagina oficială, este pagina mea personală. Pagina mea personală eu o duc personal, câteodată mai scap și câte o virgulă acolo, aiurea. Încerc să o redactez, asta este vizibil. În ceea ce ține de campania legată de paginile oficiale, cred că vă raportează colegii mei de la departamentul financiar. Da, colegii mei. Da.
Dumneavoastră, din câte înțelegem, vă veți duiala cu Andrei Năstase. Vreau să vă întreb cum va fi acest duel, ținând cont că acum face alianță cu PSRM și dacă va afecta cumva relația din alianță. Eu vreau, dacă sincer, să fiu până la capăt, ca această dezbatere în această campanie, poate mă repet, să fie una de idei, de soluții pe care le vedeam. Eu nu cred că domnul Năstase este împotriva acțiunilor anticorupției de la primărie. Sunt cu certitudine că este pro. Nu cred că domnul Năstase este împotriva unor drumuri bune care se repară în Chișinău. Nu cred că este împotriva unor proiecte sociale, începând cu cele pentru tinerii specialiști, finalizând cu educatorii, bucătarii și mulți alții. Uite, aici aș vrea să ne concentrăm foarte mult pe soluțiile pe care le avem. Eu mi-aș dori chiar și o replică a unii astfel de alianțe, să zicem, sau coaliții la nivel local. Să putem să agriem niște chestiuni care sunt importante pentru Chișinău, după, inclusiv, ținând cont de faptul că probabil PSRM și acum va avea de la 38 până la 45 de mandate în Consiliul Municipal Chișinău. Din 51, asta ar însemna că am putea să schimbăm foarte multe lucruri foarte rapid împreună, dacă găsim limbă comună în acest sens. Eu aș zice că nu să ne certăm sau să căutăm ceva care ar putea să ne dezbine, dar să vedem toate lucrurile care ar putea să ne unească. Asta îmi propun eu. Cel puțin asta voi face eu. Deci nu va fi o bătălie dură, va fi una prietenoasă, să înțelegem. Eu, în general, vreau să fiu prietenos. Eu nu înțeleg de ce ar putea să fie o bătălie dură în acest sens, dacă vorbim de drumurile proaste. Dură trebuie să fie acțiunea și penalizați trebuie cei care au făcut, de exemplu, aiurea Bulevardul Ștefan cel Mare. Dacă vă aduceți aminte, când le spuneam, toți spuneau că na, căutăm noi nod în papură, da? Până la urmă, acest bulevard valoros este așa cum este. Iată aici trebuie să fie una dură. Corupția trebuie pusă la punct, schemele care încă mai persistă în primărie, spre mare regret, trebuie eliminate și aici eu cred că noi putem face front comun. Anul trecut ați acumulat cu 12.000 de voturi mai puțin decât Andrei Năstase. Ce credeți că anul ăsta s-a schimbat și dacă veți reuși să-l depășiți? Este măria sa alegătorul și doar el decide cum apreciază nemijlocit persoana sau echipa sau gândurile, idee. Noi vom încerca să fim cât se poate de flexibili, cât mai aproape de oameni, cât mai corecți față de oameni și să le aducem mesajul cum vedem noi aceste schimbări. Domnule Ceban, dimineața cel puțin era anunțat lansarea campaniei pe strada studenților, ulterior s-a schimbat locația, de ce? A fost o chestiune mai mult legată de ordin tehnic, eu v-am spus în privat, nu cred că este cazul să repet acum. Am vrut să vă întreb, ca și reprezentant al PSRM, astăzi mai e anunțat că nu recunoaște alegerile din Crimeea, cum comentați? Deci, haideți să facem în felul următor. La momentul de față mă concentrez doar pe subiectele legate de capitală. Dacă sunt întrebări la acest capitol, poftim. Vreau să vă întreb care este soarta acordului dintre PSRM. Iarăși, e o întrebare care aș prefera să o evit în acest sens. Dacă mă întrebați, v-am zis că îmi doresc acest lucru să întâmple cât mai rapid și știu că este posibil. Domnule Ceban, se vorbește că deja PSRM s-a instalat foarte bine la primărie, cei care conduc preturile sunt de la PSRM, vicepretorii, cum comentați aceasta? Sunt unii vicepretori care sunt de la PSRM, sunt alți vicepretori de la acum, dar în rest nu văd niciun fel de implicare, preturii au fost toți cei care sunt la momentul de față, din șefii de direcții, din câte știu eu, nu știu dacă cineva a fost schimbat, nu cred că e o afirmație care ar corespunde adevărului. Cum o să soluționați problema mirosului urât din capitală? Noi neapărat o să venim cu soluții foarte bine determinate în acest sens. Există proiectul care nemijlocit funcționează astăzi și noi l-am votat pe reamenajarea stației de purare. Aici trebuie să intervenim și la capitolul legislativ pentru a nu permite acele scurgeri care s-au făcut de către agenții economici, pentru că acolo este o altă problemă, dar vă dau detalii foarte ample sau vă spun în detalii în zilele care urmează, când o să prezentăm programul. Atât? Credeam că aveți întrebări mai multe. Vă doresc multă sănătate, succes în toate și baftă tuturor contracandidaților celor care vor participa. Și iarăși îi invit să dezbatem idei și programe. Mersi mult!